Bună, dragi pești, aceasta este etalarea pentru voi pentru luna martie. Să vedem care este energia voastră generală în această lună. Avem aici judecata. 7 de băte. Cavalerul de săbii. 9 de cupe. 10 de cupe. Și 2 de cupe. Ok. Oh, wow. Ce energie așa puternică de luptător așa aveți în această lună. Doriți foarte mult cu orice preț să fiți mai aproape de cineva în această lună. Să vă apropiați mai mult cu judecata aici și cu 7 de băte și cu 2 de cupe frumos. Să vă luptați pentru cineva sau cineva se luptă pentru voi. Dar simt că este reciproc, adică amândoi depuneți același efort ca să deveniți una și aceeași persoană, da? Să deveniți, să fiți împreună, să petreceți mai mult timp împreună, să ajungeți la aceste 10 de cupe și 9 de cupe. Deci ceva ce ține de partea asta sentimentală, ceva ce vă face inima să danseze, o să fie prezent în această lună și o să vă ajute să vă simțiți mai bine. Cu judecata clară este o trezire, poate în sfârșit realizați ceea ce aveți de făcut în această viață, ceea ce trebuie să faceți în această relație, în această situație, poate o situație mai critică, cu 7 de băte, iar situația necesită o abordare directă, o confruntare, poate, cu 7 de băte. Simt că o să fiți așa ca un luptător, un luptător foarte puternic, cu regele, cu cavalerul de săbii, un luptător într-o armură așa de argint. E totuși cavalerul de săbii, deci poate simțiți nevoia să vă confruntați cu cineva, simțiți nevoia să vorbiți, să vă spuneți adevărul, să ieșiți în evidență cu o dorință, cu dorința de a face ceva pentru voi, pentru sufletul vostru, pentru inima voastră, să fiți mai aproape de cineva. Vă luptați pentru această persoană, simt așa că vă luptați, vă faceți tot posibilul să ajungeți la acest doi de cupe, să vă întâlniți. Două persoane care se întâlnesc, două persoane care împărtășesc aceeași iubire. Asta este energia voastră generală în această lună, adică o să doriți să luptați pentru acea iubire, pentru acea neapărat iubire, pentru acea dorință care vă face inima să danseze, cum am și zis. 10 de cupe, un final fericit. Deci în luna martie o să ai parte de un final fericit, ceva se termină cu bine. O situație din trecutul tău în sfârșit se termină cu bine acum. Pentru că avem aici 10, aici 20, ceva e complet. Și clar, o să te aducă multă satisfacție cu 9 de cupe. Ești fericit, o să fii mândru de tine, că nu te-ai lăsat și mândru de puterea ta și abilitățile tale. Și da, deci ești tu ca om așa. Și poate și de persoana de lângă tine. La capitolul iubire să vedem. Okay. Asul de monede, 3 de cupe, regele de băte, regina de monede și spânzuratul. Un cuplu așa aici, cu regele de băte și regina de monede, o persoană foarte grijulie, simt că este mai mult energia ta aici, o persoană și un luptător, o persoană mai activă, mai energică, dornică de a cuceri noi teritorii, dar stați așa spate în spate, adică aveți spatele celuilalt în această lună. Ha, foarte interesant. Și culorile se aseamănă foarte mult. Deci sunteți din același peisaj, tu și partenerul sau această persoană la care te gândești, sunteți destul de asemănători și foarte dornici de a lupta împreună. Deci, cum aș zis, o să luptați împreună, cot la cot, umăr la umăr, la propriu, pentru ceva anume, pentru relația voastră, pentru business-ul vostru, afacerea voastră. Avem aici asul de monede, 3 de cupe, frumos, din nou, ideea asta de sărbătoare, de a sărbători, de a celebra, de a te bucura cu prietenii, alături de prietenii voștri, de uniune, la fel. Vă regăsiți, vă întâlniți de mai multe ori în această lună, vă petreceți mai mult timp împreună în această lună.
Poate vă faceți prieteni sau aveți prieteni comuni, începe să vă cunoașteți mai bine, anturajul, prietenii, începe ceva nou, ceva stabil, clar, și cu Regina de Monede și tu, cred că vii cu această o propunere mai mult, e din partea ta această propunere către acest început stabil, pentru, da, de acest început stabil este mai multă propunerea ta făcută de tine și acest rege de bâte simt că este pe aceeași lungime de undă ca și tine și vrea să ia parte la construirea acestui început stabil. Cu spânzuratul aici este și o perioadă de detașare, de a vedea lucrurile din ansamblu, poate că poate ați fost separați o perioadă. Și acum începeți să lucrați în sfârșit împreună, să fiți mai apropiați, să gândiți asemănător, să aveți țeluri comune, să aveți gânduri comune, s-ar putea să întâlnești, dacă nu ești cu cineva într-o relație, s-ar putea să întâlnești această persoană sau să fie în jurul prietenilor tăi, să întâlnești prin intermediul prietenilor tăi sau lucruri de genul acesta, prin intermediul oamenilor, oameni care îți vor binele, deci oameni puțini, dar oameni care îți vor binele, adică două, trei persoane, maximum trei, persoane care vor să te vadă că ești bine din punct de vedere sentimental. La capitolul carieră, frumos, 6 de pâte, 7 de cupe, și regele de săbii, ești pus așa pe treabă, simt, dornic să cucerești, să ai parte de mai multă stabilitate materială, să câștigi, ești într-o energie de asta de învingător în această lună, de luptător, nu neapărat învingător, dar mai întâi luptător și după aceea învingător, pentru că o să și câștigi, o să câștigi foarte multe lucruri, multe recompense, așa, cu 7 de cupe. Simt așa că o să ți se pună așa în față multe posibilități, oportunități, chestii de care să te apuci, chestii de care să pentru care să muncești. 7 de cupe aici simt că nu este ceva neapărat incert, ci simt că sunt mai multe idei în mintea ta. Te gândești la foarte multe lucruri în această perioadă. Vrei foarte multe lucruri. Vrei să ai parte de foarte multe chestii materiale și nu numai. Lucruri care să te și facă să plutești, nu știu, să călătorești, să vizitezi. Deci chestii care să te împlinească spiritual, pe interior și așa mai departe. Să vedem și alte mesaje importante pentru tine în această lună. Ok. Noi de săbii. 3 de bâte. 2 de bâte. Steaua. Și 9 de săbii. Și aici cartea din oracol, avem casă, home, frumos, siguranță, cămin, căldură. Avem aici alegere, choice, foarte interesant și merge cu 2 de săbii, clar. Curaj, foarte frumos, curaj. Schimbare. În sfârșit ai curajul să schimbi viața. Poate te muți? Wow, da. Foarte interesant, poate schimbi căminul. Home, choice, alegere. Și a fost ceva la care te-ai gândit de foarte mult timp. Da, ceva în sfârșit ceva greu. De ce ceva cea greu care a cântărit mult în viața ta se schimbă, se transformă. E o altă direcție. Ți se întrevede așa o altă direcție. Ai multă putere. Și o să dispui de foarte multă putere în această lună și frumos și cu steaua, deci multă ghidare, multă vindecare, vindecare, da. Și aici avem compasiune, foarte frumos, acceptare, empatie. Este o lună interesantă pentru viața ta, așa. O
Răscruce de drumuri, așa, simt, pentru tine. Și cu doi de băte, interesant, doi de băte, doi de săbii și acolo o alegere. Deci ai posibilitatea să alegi foarte multe lucruri în această lună, să-ți schimbi viața, să alegi destinul, să-ți alegi așa oarecum traiectoria în viață, unde vrei să duci, încotro vrei, încotro te îndrepți și ai ceva aici stabil, ai ceva care te așteaptă, ai ceva care, da, ai ceva aici ce te așteaptă, un cămin, o altă casă, cineva, o persoană pe care o poți numi acasă. Este cineva aici pentru tine, clar. Și ai la ce să te uiți, ai încotro să speri, unde să te uiți, unde să speri, dar ai ceva care îți oferă multă speranță. Cineva care se uită încolo. Da, deci e foarte interesant și aici, și aici, și aici. Deci această iubire, această conexiune pentru care lupți și ai luptat și lupți în continuare. Frumos. Ca zodice mis în evidență, zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și vărsător, da, am zis vărsător aici, rac, capricorn, fecioară, scorpion, berbec, săgetător. Cam astea sunt zodiile ce mi sunt în evidență pentru tine în această lună. O lună foarte, foarte plină așa de compasiune, dacă tot avem aici, de ceva ușor, gentle, drăguț, acceptare, frumos. O lună plină de acceptare pentru tine. Și totuși ești într-o armură așa de războinic, de luptător, pentru că lupți, dar lupți așa cu armele astea de iubire, nu știu, e o luptă de asta așa mai mult simbolică, spirituală. Cu compasiune lupți tu, cu empatie, cu iubire, cu dăruire. Cam atât am pentru tine, îți doresc o lună extraordinară, îți mulțumesc că te-ai uitat, noi ne revedem data viitoare, pa!